Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere. Voi continua și cele pe zodie. Etalare pentru lună plină. O etalare pe care o fac altfel, așa am fost inspirată acum 50 minute. Altfel poate ca și făcut-o în modul în care am mai făcut cu ocazia altor luni pline. Dragii mei, aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Ochiul de tigru, superbul ochi de tigru. Haolitu, cu puternice sau, da, cu calități vindecătoare. Și Dalmațianul, care probabil că aduce un anume tip de echilibru, având și alb și negru, yin, yang, chiar dacă e un pic haotic, are șanse să se echilibreze. Însă, o să mă investighez, poate voi vreți, cei care lucrează deja cu cristale, vreți să spuneți ce face Dalmațianul, o să investighez și eu. Ochii de tigru atrage putere, oferă putere, reprezintă chakra plexus solar. Plexus solar, chakra a treia. Cred că după, nici nu pot să, nu știu, pentru mine, între ametist și ochiul de tigru, mi-e greu să aleg. Ambele îmi plac la maxim. În fine, aveți de ales. 1, 2 și 3. Acum, etalarea va veni așa. Din Before Tarot, magicianul. În ce ne-am păcălit? Ce am vrut să manifestăm și n-am avut instrumentele necesare sau ne-am păcălit? Cu alte cuvinte, ne-am iluzionat că putem sau că iese sau că se poate ceva. 2. Faza a doua, că tot avem pe gemeni, da? Este ceea ce reușim să manifestăm în această perioadă sau după această perioadă. Este after tarot. Interesant, poate, nu știu așa, zic eu, mie mi se pare interesant. Că pentru primul avem iar magicianul, pentru al doilea avem Marea Preoteasă, pentru că faza finală a magicianului asumat și trezit și transformat este Marea Preoteasă. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă aici duce la un moment dat către o creștere spirituală, către o înțelepciune, către un echilibru. Către. Da. Așadar, foarte interesant e cum au apărut și cărțile, seturile de cărți. Avem aici setul de cărți clarificatori. Și niște mesaje. Okidoki, vă place, nu vă place, asta. Eu spun în continuare okidoki, măcar din când în când. Haideți să vedem cei care ați ales ochiul de tigru, superbul ochi de tigru. Mai vedeți ce superb este? Am avut o brățară din pietre, da? De ochi de tigru, dar nu era tăiată. Trebuie să fie și tăiat într-un anume fel ca să-i se scoată în evidență frumusețea. Pentru cei care ați ales numărul 1, înainte să încep etalare, deja au venit niște cărți. Primul și primul mesaj ar fi, din setul acesta de cărți, cu florile, a venit Camelia, dar mie mi s-a părut că a venit invers. Cu alte cuvinte, ce spune Camelia? Destinul. E o chestiune de destin. Ori v-ați blocat destinul crezând că manifestați ceva sau că aveți, nu știu, ori puterea de manifestare, ori ați vrut să creați ceva cu cineva într-un proiect, nu contează, voi știți detaliile, dar n-a ieșit treaba și v-ați blocat destinul. O perioadă, evident, o perioadă. Ce mai spune? Interesant de reținut și acest citat din William Shakespeare, dragii mei. Nu sunt stelele cele care țin destinul nostru, ci suntem chiar noi. Cu alte cuvinte, magicienii, marile preotese și așa mai departe, știu foarte bine, știu tarot, știu astrologie, știu eventual să practice și anumite lucruri, dar nu se fixează pe ceea ce știu la modul tradițional, ci pe capacitățile lor creatoare. Alte cuvinte, dragii mei, ascultați etalări de tarot, dar nu vă fixați pe ele, preluați învățătura, sfaturile. Sper să înțelegeți, la anul poate o fi mai explicită. Vreau să-mi restructurez etalările de tarot. Acum, pentru înainte de lună plină, ce v-ați păcălit, ce nu ați reușit să manifestați, deci, before tarot. A venit dragostea și poate ați fost ocupați cu altceva. Cu exprimarea unor lucruri, dar degeaba a unor pasiuni, dar interes. Opa, cu șica văzui, apare soarele. Nu soarele, de ce soarele? Probabil că e gol. Vreau să zic, măi, șarpele, dar e și soarele.
Ori o fi fost cineva, v-a influențat strălucirea cuiva, ori strălucirea banilor, de apropo de soare și de maimuțica asta care cere bani. Ups, ce de mesaje îmi vine. Ori a stat cu cineva de vorbă care v-a tentat, o tentație fizică cu buta aceasta, v-a șoptit. Ce frumoasă ești, ce frumoasă ești în seara asta. Ce frumoasă ești în seara asta. Uite ce șoptită, fine, mai glumești și eu, mai glumim și noi, mai ales după atâta pauză. Ați fost între pasiune, tentație și un anume tip de adevăr. Zic un anume tip pentru că nu era în totalitate, dar e înainte și de-aia acolo v-ați păcălit sau cineva a încercat să vă păcălească, voi poate ați mușcat din tentație, dar dacă v-ați înecat și ați scuipat, e mai bine, mai repede, cu cât v-ați eliberat, cu atât mai bine. Maimuțica și asul de monede. Știți, am auzit de la un iluzionist, de la un magician, de la un șmecher. O chestiune. În anumite zone sunt oameni care își dresează și au ca animale de companie maimuțele și le trimit la ce? La furat. Apropo de iluzii, de decepții, de făcături, de minciuni. Deci varianta negativă a magicianului. Oricum, din ce am spus, pentru unii probabil ceva este, pentru că e etalare colectivă. Dar hai să vedem ce alte mesaje au mai venit. Primul a fost Cavalerul de Spade. Posibil dorința impulsivă de a exprima ceva. Poate chiar și un adevăr. Eu mă recunosc aici pe mine. Uneori doresc să exprim adevărul la modul impulsiv și poate nu. E cea mai bună metodă. Face parte dintr-un trecut, să zicem. Veștile despre una, despre alta, pe voi sau cealaltă persoană implicată în ce vreați voi să manifestați, v-a afectat. Poate alții s-au băgat în manifestarea voastră. Cavalerul de spade, în principiu, e ok. E tot un cuvântător pe un cal alb, care vrea să manifeste dreptate, adevăr, sinceritate. Dar poate nu toată lumea vrea să asculte dreptatea și adevărul vostru. Aici este chestiunea. Apropo de tentații, apropo de maimuțele. Da? Ce a mai venit? 8 de monede, 4 de monede, regele de monede, 5 de cupe și 2 de spade. Cum citesc eu acum cărțile? Unul dintre voi, repet, ați vrut să manifestați ceva. Și zic dintre voi, pentru că nu sunteți doar voi implicați într-o manifestare, sunt implicate cel puțin două persoane, dacă nu chiar mai multe, dacă e o chestiune de loc de muncă, dacă e o chestiune de finanță, cel puțin două persoane sunt. Da? Că e vorba de cuplu, că e vorba de dragoste, că e vorba de colaborare, prietenie, orice, cel puțin două persoane sunt implicate. Însă unul posibil să fie mai iute, poate și la gând și la în felul în care acționează, celălalt e mai încet, pentru că avem semne de pământ și apă și apoi versus aer, aer și focul ăsta despre care am vorbit. Ce mai simt? Mai simt că unul a muncit, celălalt a preferat, foarte interesant, 4 și 4, a preferat să stea, să se rețină, să nu exprime, să se concentreze pe bani. Seamănă foarte mult cu maimuțica aceasta care ține la bani, da? Eta, ia, de nu așa că seamănă cu 4, maimuțica asta, parcă seamănă cu 4 de monede. E o persoană tradițională, mai mult sau mai puțin, în primul rând, interesată de bani. Poate că persoana aceasta era și căsătorită sau într-un anume parteneriat cu un alt personaj puternic și era în parteneriat, apropo de 4 de casă, era în acel parteneriat pentru bani. Dar ce simt eu acum, chiar dacă încă n-am început etalarea, este că un personaj era foarte încăpățânat, 4 este, se vede, da? Seamănă foarte mult cu regele de monede, de pre-rege, pre-împărățel. E o energie foarte încăpățânată, foarte, nu strict, ba strictă și nici stabil ar fi cuvântul, imobilă. Versus Cavalerul de Spade și 8 de monede care 8 conține 2 de 4
Și optul ce este mișcare. Stă pe loc, dar mișcă. Apropo de magician, de mâini, de manifestare, manifestă ceva, transformare. De orice fel ar fi, personală, poate acest personaj s-a transformat și ajută și vrea să-i ajute și pe alții să se transforme. Prin, eu știu ce a fi fost între voi și persoana la care v-ați gândit sau ați încercat ceva. Ideea este că ați încercat ceva și au apărut lacrimile. Am zis, ori a intervenit cineva, ori a fost un triunghi amoros despre care nu știați. Ori au intervenit bârfele, poate a fost o colaborare și au apărut, eu știu, bârfe, intervenții, chestiuni. Ideea este că s-a blocat. S-a blocat destinul, s-a blocat energia, apropo de doi de spade, pentru că bănuiesc că acest personaj care este reprezentat de patru n-a putut să aleagă între stagnare, aș spune, nu stabilitate. Stabilitate este iluzia acestei persoane, este, că vorbim de iluzii, și poate să fie și a voastră dacă vă recunoașteți aici, versus transformare. Transformarea și manifestarea reprezintă, de fapt manifestarea reprezintă, face parte din transformare. E un proces creator, mai profund decât cel artistic, cel financiar, dar e un proces creator. 8, 4, 4 că este, așa simt, regele de monede e tot 4. Da. Și aici v-ați păcălit, v-ați concentrat prea mult pe această situație și nu v-ați întors privirea capacitățile manifestoare către colaborări fructuoase, către prietenii benefice, către sufletul vostru pereche, care e prin preajma voastră. Ce e foarte interesant, apropo de preetalare, că iar a apărut în aceste de cărți, la post-lună plină, după lună plină, ce veți manifesta, este after tarot, ce veți manifesta, într-un mod neașteptat turnul, 16 și 20. Ce pot să zic? Vreau foarte curând să vorbesc despre aceste numere pentru că pe mine mă reprezintă aceste numere. Cel puțin anul ăsta și anul trecut m-au reprezentat în fiecare zi aceste numere. Vreau să vorbesc despre ele, am nevoie de mai mult spațiu și timp. Însă, ce manifestați? Da, se dărâmă toată această încercare, iluzie, se dărâmă iluziile, construcțiile, poate se dărâmă și falsa stabilitate a personajului care n-a vrut să se implice, iar cel care s-a implicat fără rost și s-a blocat în destinul său, se dărâmă și aceste încercări, să zic, nereușite și se manifestă transformarea, judecata. Unul își primește karma, altul dharma în acest context. Hai că am vorbit destul de mult și am văzut 9 de spade, da, și steau, vă vindecați de stres în această manifestare. Și aici, stai, aici, iar ce ați mai făcut? Iar ați blocat, 7 de bâte uneori blochează, ați blocat, v-ați blocat logica în această situație. Logica care este parte din manifestarea pe care urmează să o bifați, să zic, în viitor. La capătul setului de cărți, eremitul, 7 de monede, 2 cărți, iau-te, 3, magicianul, 3 cărți care, 4 de spade, 4 cărți care reprezintă semnul fecioare într-o anumită formă, planete în fecioară. Dar, iar am vorbit de 9 de spade mai devreme, întâmplător sau neîntâmplător, da, v-a stresat un pic ca această dezamăgire. Dar v-a stresat pe voi și persoana respectivă era dezamăgită și într-un fel sau altul a venit cu acea vibrație și de aia n-a ieșit treaba. Ideea este că, am zis, unul a fost pasiv pentru că era marcat de multe griji, de multe dezamăgiri, celălalt poate încerca să manifeste ceva, a avut răbdare, dar degeaba, când nu participă ambele persoane, cu alte cuvinte, cum era proverbul acela, Dumnezeul îți bagă în traistă, dar nu știu, în fine, cu alte cuvinte, ți se dau ocaziile, ți se dau instrumentele, dar trebuie să mai participi și tu. Și nu se poate doar unul să muncească. Ce mai văd? Noaptea întunecoasă a sufletului, o așteptare în această manifestare, dar capacitate de vindecare. Persoana respectivă
Vom trăi și vom vedea dacă reapare într-o anumită formă, voi veți vedea dacă apare persoana aceea încăpățânată care n-a vrut să se transforme atunci. Poate se va transforma mai încolo, rămâne de văzut. Hai! Deja am vorbit foarte mult. În ce v-ați păcălit, în ce v-ați iluzionat? Ce nu a ieșit? Ce n-ați reușit să manifestați, da? Până în această lună plină. Numărul 1. Ia uite, iar apare regele de monede. Marele preot. Vreau să tai, dar se pare că nu mai am. Vorbit deja foarte mult și nu mai am timp. Regele de monede, marele preot și 7 de monede. 7 de bâte, cavalerul de... Da. Aici este. Opa, magicianul. Versus regina de spade și... Wow! Aici... Aici este persoana care a vrut să construiască și aici este persoana care n-a vrut să construiască. De ce n-a vrut să construiască? Persoana ori era dintr-o familie foarte strictă, ori concentrată pe bani, nu contează cum îi face banii, ori era într-un contract la locul de muncă, ori într-o poziție socială, profesională, politică, whatever, ori și mai... Degrabă, cred că persoana cu care nu ați putut să manifestați a fost este căsătorită și are obiceiul de a crea conflicte în viața sa și a altora prin această dorință sexuală. Am zis, e tentație. Are și tentația banilor cu care trebuie să se lupte și cum să zic, din acest motiv este într-o relație stabilă, contractuală, nu mă interesează, dar este în ceva. Dar din când în când își permite și ieșiri, plecări. Plecări, vine, pleacă, vine, pleacă, chiar dacă creează gelozii, chiar dacă există conflicte. Persoana aceasta s-a manifestat mai degrabă conflictual, sexual, instinctiv, nu instinctiv ar fi cuvântul, că instinctul e bun... impulsiv și primar, foarte sexuală vibrația aceasta. Toate cele trei cărți sunt destul de sexuale. Eventual, dacă unul dintre voi, cred că voi, vă simțiți cei ghidați în acest context de Dumnezeu, de o energie mai înaltă decât banii și sexul, cel care este profesorul spiritual, marele preot, în acest context, da? Magicianul, regina de spade, regele de cupe, nu contează ce sunteți, steaua, trei de monede, ați încercat, repet, o colaborare, ați încercat să vorbiți, să vindecați, să explicați, să oferiți dragoste, adevăr, să manifestați toate aceste lucruri cu acest personaj, dar, repet, ați fost puși într-un triunghi. Eventual, poate unul s-a îndrăgostit sau poate au fost niște chestii, tentații sexuale. Are grijă, da? Voi ați fost aici oratorii și au fost aici în cuplu. Cuplu bazat pe, în primul și în primul rând, nevoi se... De ce a venit sexuale? În primul rând, financiare, vreau să zic. Dar interesant, uitați, acum e tot această haină, o văd de ca și când ar fi imprimată cu buze, știți? Cu buze. Unul din cei în acel cuplu era poate prea sexual, celălalt prea fixat pe bani. Și s-a creat acolo o problemă la ei. Dar voi ați atras atenția prin faptul că sunteți altfel, ați vorbit despre adevăr, despre cupluri sănătoase, despre cupluri în dragoste, despre cupluri în adevăr, voi, cei care ați reprezentat ghidul spiritual. Dar aici v-ați iluzionat, poate ați avut doi oameni cu care ați vorbit. Unul bazat, iar vine un mesaj, unul bazat, concentrat pe chestii contractuale, bani, celălalt pe chestii sexuale. Clarificăm regele de monede. Aici v-ați păcălit. Ideea este că, în timp,
V-ați dat seama că e cazul să blocați 7 de monede, de bâte, 5 de monede. Că a fost o așteptare, ați investit foarte multă energie în aceste situații sau în discursurile și încercările voastre de manifestare cu acești oameni. Wow! Justiția! Balanță, Taur, oricum, personaj într-un contract bazat pe nevoi financiare. Ia uite, 9 de spade, stres, călătorii, 6 de spade, 8 de cupe, ambele reprezintă eliberare mentală și emoțional, într-un mod neașteptat. Ia uite, marea preoteasă despre care am vorbit, victorii. Ați hotărât, dacă v-au adus stres acești oameni, ați hotărât să vă găsiți echilibru și așa ați făcut-o într-un mod neașteptat. Neașteptat pentru ei și poate și pentru voi. Clarificăm marele preot. Pentru numărul 1. Wow, 9 de cupe. Aici este, voi vă iubiți. Și ați vrut să oferiți. Voi sunteți dorința altora. Alții își doresc să fie ca voi, alții își doresc să fie cu voi. Unii pe termen lung, alții poate pe termen scurt, dar voi sunteți dorința altora. 9 de cupe, vă iubiți, ați ajuns să vă iubiți. Și oferiți învățătură din iubire. Ia uite, 2 de cupe, extraordinar, marele preot, prietenie, asistență psihologică, emoțională, spirituală. Da? Pentru că ați investit în creșterea voastră spirituală. Da? Ați lăsat în urmă conflictele, jocurile mentale pe care le-ați experimentat cu cei care nu s-au deschis sufletește. 7 de bâte. Clarificăm 7 de bâte. Aici v-ați iluzionat voi. Aici este iluzia unor vindecători. Cum am zis mai devreme, impulsivitatea și dorința poate prea mare de a arăta adevărul, de a asista. Mai dacă omul nu vrea să se ajute, zice, ia uite, valet de bâte, toate foc, atracție sexuală. Repet, poate să fie 2 persoane sau una cu 2 tipuri de exprimare, să zic. Aventurier, atrăgător, macho man, sexy woman, sex bomb. Aici v-ați păcălit. Da. Personajul acesta mai avea pe alte persoane. Avea alte persoane la distanță, lumea. Ia uite, poate chiar o căsătorie, poate chiar o familie, poate chiar un alt cuplu. Aici v-ați păcălit. Hai să vedem. Iacă. Clari. Am vorbit de transformare mai devreme. Turnul și renașterea, 4 de cupe, veți fi mult mai selectiv, vă veți schimba destinul. Sunteți la răscruce de vânturi, de drumuri. Ori, da, cineva probabil că are opțiuni la distanță, dar alegeți între acel personaj care v-a creat confuzii, la care ați visat, probabil, unul din aceste personaje, și schimbarea voastră de destin. Apropo, de ce am zis mai devreme cu destinul invers? Mai. Și ce este foarte interesant la acest magician After Tarot? Apare al 6-lea element. Nu sunt doar 5, sunt 6, este porumbelul. Despre care o să vă vorbesc la anul. Stați pe aproape că acum, deci am vorbit foarte mult la numărul 1. Un simbol foarte prezent în toate ritualurile misteriilor egiptene. De transformare, of course. Hai să vedem. O dată, de 2 ori, ia ca de 3 ori, ia uite, vă eliberați de durere, de karmă, poate, cum am zis și eu mai devreme, de karma familiară, de karma de cuplu, de karme, de karme, vă eliberați de durere. Vă dați seama că sunt iluzii, că nu vă ating. Ia uitați ce aură aveți, interesant, vai ce frumos, e prima oară când simt această lumină. Astăzi
Și e pentru voi, apropo de, ia uitați, ce frumos, măi, pământ versus lumină, vedeți? Da, îmi place mie ochiul de tigru. Nu doar că sunt în zodia tigrului, dar, ia uitați, pământ, maro, brun, brun, și golden, auriu, lumină, cu alte cuvinte, aura voastră. Chiar dacă sunteți la pământ, chiar dacă vă simțiți epuizați, aura voastră vă protejează. V-a protejat. Și durerile poate le-a simțit ca o interesantă calitate empatică pe care. Ea mi pare interesant. Calitate, da, e o calitate, trăsătură empatică mai profundă. Ia uite, iar apare cavalerul de spade pe care l-am văzut mai devreme. Stați în picioare chiar dacă plângeți. Chiar dacă ați împins de toate ca să, ia uite, ați împins de toate ca să ieșiți din tipare, ca să ieșiți din karmă, din blocaje, din programele mentale. Oho, stați în picioare. Și nu doar că acum poate stați în picioare, dar în curând vă veți ridica la o nouă luptă. Și ia uite, iar veți vorbi despre adevăr, dar poate că într-o altă formă. Hai să vedem. Iar nu, acum taie. Hai mai, așa și așa. Valetul de băte, interesant, reapare, l-ați văzut mai devreme la clarificatorii. Patru de monede, foarte interesant, pe care l-am văzut mai devreme în pre-etalare. Băi, 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 ia ca că nu vrea. Vedeți ce încăpățânat e? Patru, ok, hai să vedem. Și puterea, și puterea. 8 înseamnă transformare. Sunteți puternici. Aveți empatie în continuare și asta este minunat. Asta face parte și din transformarea voastră și ceea ce veți... Cuvânta în continuare, probabil. Am văzut cavalerul de spade cu lumina în spadă, în cuvânt. Transformați. Dacă au fost două persoane, unul, repet, fixat pe bani, altul pe sex, aveți empatie față de ei. Vă ridicați deasupra lor. Da. Vă ridicați, vă dați seama că ei trăiesc în ego și asta este. Voi vă controlați ego, vă controlați și dorința pentru bani și falsă, știți că e o falsă stabilitate, vă controlați și impulsivitatea și atracțiile sexuale, vi le controlați. Putere, mare putere, 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 putere. Și vine să strănut, interesant? Wow, regele de monede, personajul care în trecut v-a blocat din cauza încăpățânărilor. Vedeți cum se uită la împărăteasă și regina de spade? Aici sunteți voi. Am văzut-o mai devreme, regina de spade cu magicianul și ce mai era? Și steaua. Voi sunteți cei ghizi spirituali. Femeia divină care spune adevărul, care aduce echilibru în situații dezechilibrate, care vorbește despre dezechilibru în situațiile contractuale fals echilibrate. Voi veți, prin ceea ce veți exprima, vă veți atrage dragoste, abundență și putere și ei vor rămâne. Nu știu ce se va mai întâmpla, dar deocamdată îi văd că se vor uita la voi. Ce, wow! Nu știu, vedeți cum? Vedeți? Wow! Ce fraier, fraier am fost, ceva de genul. Ce fraier, fraier am fost. Probabil vor rămâne cu dorința de a vă avea alături, dar nu voi știți ce veți alege. Hai să clarificăm valetul de băte. Drăguț când folosești mai multe seturi de cărți și reapar. Valetul de băte. Ups, nu sunt multe. Upa, regina de monede. Regele de spade, interesant, spânzuratul și regina de monede. Dacă acest personaj era blocat, interesant, regele de monede și regina de monede, dacă acest personaj era blocat într-o relație cu o soție sau soț, evident, sau partener, parteneră, eu știu, de afaceri, cu care probabil lucrurile s-au complicat. Da? V-a ținut pe loc acest personaj pentru că mai avea
cu o altă persoană în preajmă, acest personaj spune că vede lucrurile, va vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, regele de spade. Se înțelepțește, își găsește o... Așa simt. Cu alte cuvinte, ceea ce ați transmis și ce ați încercat să manifestați, dar n-ați reușit, se va manifesta la un moment dat cândva. Da, voi vă veți divindeca, dar vă veți păstra inima deschisă. Dar... Interesant. Va apare eventual pentru voi o nouă pasiune, o colaborare interesantă care va naște o nouă pasiune. Este ceva nou pentru voi. Asta este, cred că este pentru voi. Nu neapărat cu acest personaj. Am zis că voi, patru de cupe și steau. Ia uite, astfel de monede și îndrăgostiții. Veți avea parte de alte posibilități, opțiuni de manifestare. A ceea ce meritați, că sunteți puternici, veți manifesta un cuplu puternic. Dar hai să vedem patru de monede. De monede. Aici mult am vorbit, 30 de minute să vorbești despre numărul 2. 4 de monede. De... Interesant. Da. Iar cavalerul de spade, e a treia oară când apare. Personajul care nu s-a deschis acolo, în trecut, poate chiar și prezent, va veni și va comunica. Ce va comunica? Interesant. Ia uite. Va face o alegere importantă în viață. Ce va comunica? Iată, ce va comunica? Ce va comunica, te rog frumos? 6 de monede. Va mărturisi că a mai dat cu atenție, timp, energie și altor persoane. Că era implicat într-o altă relație, într-un alt contract. Dar 6 de monede sunt 3 persoane, nu sunt 2. Ia uite, mare preot, căsătorie, împăratul, că avea obligații familiare, contractuale, whatever, și s-a purtat ca un valet. Poate că aveau copii, iar, în fine, pe mine nu mă interesează foarte mult detaliile astea, hai să vedem puterea. Puterea, clarificăm puterea asta, mi se pare cea mai minunată. Clarificăm puterea. Voi transformați, repet, transformați. Wow! Yes! Voi veți atrage oameni. Asumați. Oameni care vă merită. Am zis oameni puternici. E o separare. Ce frumos! Ce frumos! Am zis, ei vor rămâne uitându-se. Wow! Împărăteasa, n-am știut. Nu mi-am dat seama că ea este împărăteasa. Am crezut că e doar așa, ceva. Da, păi meritați, dragii mei. Ia uite, 6 de monede iar aici. A stat pe loc, v-ați blocat, repet, dar destinul se deblochează. Afară de faptul că unele vă găsiți bărbatul vostru acela, ideal, perechea divină, bărbatul divin, nu să ai. Personajul acela stabil, asumat, responsabil, general sunt într-o anumită formă. Un om puternic lângă un alt om puternic. O femeie puternică merită să stea lângă un Ariel, nu? Apropo de leu. Om puternic, leul lui Dumnezeu. Și nu vorbesc de credință, vorbesc de un anume tip de energie. Hai, mai dăm totuși o carte. Ia uite, nouă de cupe. Asta pentru că vă iubiți, dragii mei. Asta. Și mergeți către, ia uite, către succes financiar, către parteneriate de succes, către poate chiar familie, family, dacă vreți, evident, dacă vreți. Mesaje. Mesaj. Pentru numărul 1. Da. De 2. De 3. Stai, asta cum era. Interesant. Maestate și virtute.
Fiți atenți, cartea a venit invers. Aveți de ales și voi. Între oameni, aici este maestate și virtute, marele preot, dacă voi aveți așa ceva, sunteți puternici, sau puternici, bărbați, femei, nu contează. Marele preot, 9 de cupe, ghid spiritual, vindecător, oameni asumați, oameni care predau, învățători într-o anumită, profesor într-o anumită formă, nu neapărat spiritual, dar într-o anumită formă. Femei, bărbați puternici, vă găsiți perechea. Ideea este că trebuie să discerneți mare grijă între cei care n-au fost așa și ați sperat că îi transformați voi. Acum, poate cei care n-au fost chiar atât de virtuoși, poate se vor transforma. Dar nu vorbim despre ei atât de mult, cât despre ce se întâmplă în viața voastră. Eu zic că unii veți atrage. Ia uite. Acest scrin este o emblemă rară a unor mari virtuți, da? Este, de fapt, o emblemă regală. Chiar și religioasă. În fine, mi-aduc aminte de crinul alb, este simbolul Fecioarei Maria, da. Crinul. Mesaje. Ce să mai zic? Mesaje. Take a chance on love. 6 de spade. Lăsați în urmă apele tulburi și treceți prin schimbare 2 și cu 3, 5, apropo de marele preot. Și veți găsi persoana cu care să treceți prin alte ape tulburi, să nu mai treceți singur. Aici veți fi într-un cuplu care merge spre dragoste. Ioi, vai, ce frumos! Dragoste adevărată, mai, ce frumos! Măi, știți cum îmi place cartea asta la maxim? Este o singură dragoste în această, ia uite, în această viață. 30. Împărăteasa, de fapt. Sărutul care trezește divinitatea, așa îmi place mie să-i zic. E și aici un câin, nu? Și un copilaș. Copilul divin. Vai, ce frumos! Ce frumos! Puh, puh! Și asta pentru că v-ați păstrat amabilitatea, drăgălășenia, sensibilitatea, chiar dacă ați fost dezamăgiți, chiar dacă da. V-au jucat playfulness, ați fost în preajma jucătorilor, da? V-ați păstrat ce? Rainbow, speranța. Și ați transmis mesaje pline de speranță. Drăguț, 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 drăguț. Hai. Sper că v-a plăcut, dragii mei, da? Am zis că probabil că la anul nu o să mai fac etalări pe zodii, nu știu, sau foarte rar, nu știu, odată la nu știu cât timp. Numărul 2, cei care ați ales în Țara Minunilor, ați ales haulitul? Aulitul, sper că așa. Avem magicianul înainte de tarot, cel care are instrumentele, dar nu știe să le folosească, are și tentații, are și energii în jur care fură, le fură, da, care profită de ei și profitori. Și after tarot, magicianul care are cele 6 elemente porumbelul, despre care o să vă vorbesc la anul. Numărul 2. Chestiuni care țin de vindecare, de purificare, de albire. Hai să vedem, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Deci, în ce v-ați păcălit, v-ați iluzionat sau cine ce v-a păcălit, v-a creat impresii că se poate și n-a s-a putut în trecut. 2 de monede. Posibil, nu obligatoriu, că e a doua zodie de pământ să fie cineva cu marcaj în fecioară sau un semn de apă sau neapărat poate să fie și foc, că e roșu. O persoană destul de jucăușă, dar dezechilibrată emoțional și care era eventual între două situații. Da? Versus altă persoană independentă. Nebunie! Nebunie! Diavolul!
O persoană nedreaptă sau care a trăit nedreptăți și a devenit toxică din cauza nedreptăților trăite. Da, cu multe adicții, cu multe probleme, aș spune, exact doi de monede. Care ar fi vrut să riște, să se arunce în brațele voastre, cei care sunteți independenți și asumați, sau poate voi sunteți aici, voi știți unde sunteți. Deci, un nebun, altă persoană asumată, inspirantă, stabilă. O persoană toxică, nedreaptă sau cu probleme în justiție, interesant, în divorț sau alte chestiuni de, eu știu, trădări, da? Ia uite, poate chiar închisoare, mentală sau chiar fizică, dar cu care ați avut niște discuții trăsne despre dragoste, manifestări, interesant, adevăr, dar cu cine să vorbești? Dacă persoana încă era în acea vibrație, în lanțuri. Wow, hai, odată. De două ori. De trei ori. Lucrurile se manifestă greu. Cavalerul de monede. Nebunul acela, doi de monede, trebuie să învețe să fie organizată, să-și asume toxicitățile, să le vindece. Șase de cupe. Iar apare doi de monede și împăratul. Iar personajul cu care ați avut de-a face a trebuit să aleagă între a fi stabil, a fi asumat împăratul, poate sunteți voi, nu contează că sunteți bărbați, femei, și o femeie poate să fie în această energie, asumat, stabil, care își cucerește stabilitatea prin lupte. Și alt personaj, la fel de important pentru ei, un personaj din trecut, din copilărie, poate să fie din familie, prieteni, frați sau un fost, o fostă, șase de cupe. Acest personaj în ce v-ați păcălit, în ce v-ați iluzionat, poate sunteți chiar voi, n-aș știu ce să alegeți, stabilitatea versus empatie. Autoritate versus amabilitate. Ați văzut într-o parte, aș spune că două aici, și nu că v-ați păcălit, aveți de ales în continuare. Ca să puteți. Care ar mai fi ideea? Da. Sunteți între două tipuri de energie. Poate este o energie masculină, un tată, un profesor, o figură masculină. Un bunic, nu contează, împăratul poate să fie și bunic. O figură autoritară. În control, care inspiră într-adevăr autoritate, și o altă figură foarte delicată pe care o simțiți ca acasă. Nu vă simțiți dominați de acest personaj, vă simțiți înțeleși și nu știți pe cine să alegeți. Aici poate să fie un soț, o soție, o mamă, un tată, o mamă, un profesor, o figură importantă, un șef. Dar aș spune că ambele persoane sunt importante, 4 și 6. Interesant, e un anumit tip de oglindire, vedeți? Și la mijloc 2. Ca și când ar fi un portal, două linii. Vedeți exact 2-ul ăsta. Mai, ce chestie, vedeți? Ia uitați. De aici un 1, de aici un 1. 2-ul acela. De la 2 de monede. Și 5 și de o parte și de alta. Fiecare personaj vă schimbă, interesant, va schimba și vă schimbă. Cinci înseamnă și marele preot. Vă inspiră și vă aduce un anume tip de ghidaj, dar foarte diferite. Probabil că aici nu aș spune musa iluzie. Aici nu știți încă ce să alegeți. Că este before tarot, before manifestare, before, înainte de manifestare. Încă nu știți ce să alegeți. Și interesant, am vorbit de 5, da? Magicianul are cele 5 elemente. Dar apare și al șaselea. Opa!
Aici apare 6 sub forma porumbelului, energiei divine, 6 apare sub forma diavolului, l-am văzut mai devreme prin nebun, prin tentații. Ba chiar 7, cum e s-a interesant. 7 fiind casa 7 a relațiilor, pe termen lung, contractuale, căsătorii, familie, whatever. Eu transmit mesajele, voi le interpretați în viață, nu că le interpretați, le regăsiți în viața voastră cum considerați. În fine, aici este. Aveți multe chestiuni în jur care vă influențează, dar nu știți cum să le organizați. La capătul setului de cărți, Regina de Bâte și Valetul de Cupe. Creativitate, atractivitate, sexualitate și dorința de a comunica niște emoții. Wow, știi ce simt? E o situație la distanță. Dar distanța asta duce... Distanța duce tăcere și tăcerea care se lasă între doi oameni sau într-o situație, apropo de remit, ne îndeamnă să găsim soluții, să găsim steaua, vindecarea. Vom vedea ce apare și acolo. Interesant ce simt. Atracție sexuală față de cineva. O persoană este foarte atrasă sexual și nu doar sexual, și emoțional. Și aș spune energetic, dar că spun energetic, aș spune e un sentiment de deja vu, de familiaritate în acest context, față de bănuiesc această regină de bute. Unde vreau să ajung? Este o persoană mai tânără versus o persoană mai, nu să mai în vârstă, matură, care atrage prin încrederea pe care o are. Aș spune că această regină de bute este aici împăratul. Dar la fel această regină de bâte este și la 6 de cupe. Sunt două tipuri de energii pe care le manifestă acest personaj. Și autoritate și putere și încredere, dar și emoții, dar și... Da, aveți senzația că sunt două cupe. Că este sufletul vostru pereche. Însă nu știți cum să abordați situația. Sau poate ei nu știu. Nu știu pe cine reprezentați aici. Persoana în putere sau persoana care încă nu știe ce să aleagă. Hai să clarificăm. 6 de cupe. Ce mai simt? Iar ce nu știți să manifestați, nu musai că v-ați păcălit, vedeți cum preluați mesajul, nu știți cum să manifestați împăcare cu personajul acesta despre care v-am zis că vă simțiți atrași, nu știți cum să manifestați stabilitate, mai ales dacă unul dintre voi este mai tânăr, se simte valet, cavaler în fața unei regine, a unui împărat, și când zic împărat, poate să fie regina în energia sa masculină, dar energie nu e deviantă, nu. O femeie uneori trebuie să se, da, să fie și bărbat în viața sa atunci când e singură, da? De-aia spun. Uneori trebuie să ai scutul pe tine, să-ți... Apropo de filmele istorice, ați văzut, sunt regine care rămân fără regi. Regii mor în luptă, da? Și atunci rămân să-și conducă singure Imperiul Regatul. De-aia zic, este o energie feminină care uneori probabil este pusă în situația să se manifeste masculin, cu aură puternică. Și atunci, chiar dacă se simte familiaritate, empatie, recunoaștere sufletească, cel care este mai tânăr, mai... Ia uite, împăratul apare în timp ce vorbesc. Mai tânăr... sau mai tânără, nu știe cum să abordeze situația. Cu alte cuvinte, se simte intimidat. Chiar dacă e recunoaștere sufletească, spirituală, se simte intimidat, intimidată. Și aici aș spune că e iluzia. Uite, faiton. Rac, avem și 6 de cupe și am văzut și semnul de valetul și cavalerul.
Rac sau săgetător, pentru nefaitul nu reprezintă și săgetătorul. Trebuie să luați o decizie, apropo de doiul ăsta. Trebuie să luați o decizie și să mergeți către victorie, să cuceriți acest personaj. Ia uite, 8 de monede, să călătoriți dincolo de tăcerea care a fost. Clarificăm 6 de cupe pentru numărul 2. 6 de cupe pentru numărul 2. Ia uite, nebună. Nebunul riscă, iese dintr-un portal și intră într-un alt portal. Ia uite, iar lume distanță, regina de vâte și turnul. Probabil că acest personaj vă șochează, vă uimește, dar v-a adus un anume tip de durere ca și trezire. Iar este o distanță foarte mare între voi care a accentuat această durere și acest sentiment de trădare și de neputință a manifestării. Am zis, unul se simte ca un nebun în fața celui care are o anume maturitate. Deci, sunt nebun dacă, sau nebună dacă mă duc la el, la ea și îi spun cu tare lucru. Ceva de genul ăsta. Doi de monede, te rog frumos. Hai să vedem doi de monede. Eventual, ce mai simt? Poate, dragii mei, apropo de iluzii, vom vedea și celelalte cărți, dar e un mesaj care acum a venit și trebuie să-l transmit. Poate că ați încercat să o luați de la zero cu un fost o fostă și aici este iluzia în care stați, ați stat. Doi de monede a fost clarificat de cavalerul de monede, parcă am zis mai devreme, da? Aici, trebuie să alegeți odată ce vreți să manifestați, să aveți răbdare, să asumați, să vă asumați organizarea, apropo de împărat și regine și vibrații înalte, să vă asumați această, eu știu, ce ați ales, ați alege voi. Acest suflet pereche. Clarificăm împăratul. Care fică împărată. Unde e iluzia? Unde e nemanifestarea? Unde este păcăleala? În ce vă blocați manifestările? Care fică împăratul. E extraordinar justiția. Wow! 7 de spade. Wow! 3 de monede și regele de monede. Aici e cineva care a practicat, a făcut bani într-un mod ilegal. E un mesaj pentru unii. Aveți grijă, poate că sunt trei tipuri de oameni în viața voastră, dar dacă e o singură persoană, dacă sunt două, dacă sunt trei, voi știți. Ideea este că la acest personaj, Împăratul și Justiția, probabil că personajul respectiv a făcut bani, a avut colaborări ilegale cu 7 de spade. Nu vrea să arate câți bani are. Eventual nu vrea să arate că e căsătorit, căsătorită. Posibil și asta. Cineva care jonglează între un soț, o soție și un suflet pereche cu care probabil că de-abia a început sau ar fi putut să înceapă. De-aia lucrurile se dezvoltă greu și într-o parte și în alta, pentru că personajul nu știe ce să aleagă. Ce mai simt? Apropo de ce am zis mai devreme, regina. E un personaj corect asumat versus aveți în viața voastră, iar aveți de ales între un personaj corect sau un stil de viață corect asumat, matur, și un stil de viață riscant, cam nebunesc, pe care îl manifestați adesea cu prietenii sau cu un fost o fostă care înțelege anume, într-un anume fel, această copilărie, nebunia voastră, dar cum am zis mai devreme în videoclipul pe care l-am făcut astăzi,
Mare grijă, pentru că cine permite asemenea viață imatură pe termen lung, creează iluzii, manipulări. Și atunci e greu de ales. Când prietenii, frații, copilăria, cei din preajma voastră pe care știți de mult timp, vă permit să fiți mai rischi, mai zgubilitic, să zicem la modul frumos, cu alte cuvinte, ca să adaptez acest mesaj aici. Vă întrețin fuga de asumare, de colaborare, de construcție, de dragoste. Ia uite. Și tocmai din cauza că acest doi de monede încă nu știe ce să aleagă, construiește greu lucruri stabile, lucruri corecte. Și evident că va fi intimidat, intimidată de oameni care sunt corecți, care sunt asumați. Va fi și nu va ști ce să facă. Scuzați-mi dacă îmi scârție scaunul. Hai să vedem. Aici v-ați păcălit voi. Da, aveți grijă la prieteni, mari, dragii mei, la prieteni. Ce veți manifesta după această lună plină? După ce alegeți eventual să construiți stabilitate, lucruri corecte, poate chiar o căsătorie, Împăratul și Justiția reprezintă o căsătorie, un personaj asumat. Ce veți reuși să manifestați o dată. Ia uite, deocamdată aveți 9 de spade stres. De 2 ori. De 3 ori. Și dragoste. Situații stresante versus dragoste și echilibru emoțional. Patru de cupe. Interesant, patru de monede. Wow, regele de monede. O să clarificăm. Wow, e un nou capitol în viața voastră. Vă eliberați 8 de cupe de stres, primul și în primul rând. Învățați cu valetul de spade, observă, tace, observă și învață. E un anume student. Chiar la distanță, dacă e distanță între voi și cineva, îi urmăriți. Și dacă vedeți că... Ia. Urmăriți cum se vindecă, interesant. Și poate ar fi bine să învățați de la ei cum se vindecă și cum rezistă. Pe de altă parte, wow! Iar apare împăratul. Un as de putere. E un nou tip de maturizare. Din variantele pe care le-am spus mai devreme, se va manifesta aceasta, care reprezintă stabilitate,
asumare, responsabilitate. Versus un anume tip de copilărie. Că 6 de cupe înseamnă amintiri, copilărie, 0 am văzut. Dacă v-ați împăcat cu fostul fosta, ați văzut că nu e cine știe ce, tot timpul rămân... Sunteți mai bine zis într-un du-te vino. Veți manifesta, veți alege la un moment dat să manifestați împăratul, am văzut mai devreme, dați în urmă, regele de monede. Nu doar stabilitate financiară, implicare, protecția cuiva. Aș spune că lăsați prietenii de proastă calitate, despre care am vorbit mai devreme, și învățați să meditați la vindecare, la iubire adevărată, aici ocupă mare, la care priviți. Și privind, probabil visați, sperați, posibil simt că unii dintre voi țineți la cineva cu 4 de monede, țineți la această cupă. Această cupă persistă în mintea și în sufletul vostru, chiar dacă până, nu știu, că iau-te, sășoricei, prietenii despre care am vorbit mai devreme, un anume tip de cerc de prieteni, de suflete, mai puțin evoluate, v-au influențat viața, v-au mâncat, șoricei mănâncă energia. Poate chiar și finanțele, mai mulții ca și banii. Haideți să și clarificăm, că sunt foarte importante și clarificările. Clarificăm. Numărul 2. Ce urmează să manifeste? Începând de azi, de perioada următoare. 4 și 4. Pentru mine și regele de monede reprezintă un 4, pentru că este semn fix și dintre toate formele geometrice, 4 e cel mai fix. Este o energie venusiană, să zic, pământeană, taur. Dar nu vorbesc de zodia taurului, vorbesc despre energie. Casa a patra, într-o anumită formă. 4, 4, 4. Interesant. 8 de monede. Se va transforma ceva și financiar și veți lucra la un proiect care vă va duce către un succes. Cu răbdare veți lucra, dar hai să vedem. 4 de cupe, 4 de cupe, 4 de cupe. Clarificăm 4 de cupe. Sunt multe. Am văzut dezamăgiri. Ia uite, 6 de cupe. Dezamăgire. E o suferință. Imediat, dați-mi voie să văd și 4 de monede. 4 de monede, magician. Magicianul, 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 că tot avem. Deci acum se întâmplă ceva. Și împăratul interesat, asul de cupe. 4 de monede, măi, manifestați, țineți la cineva foarte mult. Vedeți că mai devreme a spus că e posibil să nu știți ce să faceți, cum să mergeți către personajul care vi se pare foarte intens și foarte asumat, vă intimidează și pe care aveți sentimentul că îl cunoașteți, o cunoașteți de mult timp. Trebuie să riscați. Probabil că aici nu ați manifestat, nu ați riscat, nu ați construit dreptatea aia, echilibru, contractul. Și urmează, aveți șansa. E un mesaj pentru unii dintre voi. Pentru alții, wow, refuzați personajele din trecut, acei, eu știu, prieteni, foști, foste, cu care, da, v-ați întreținut energie, o energie mai imatură, îi refuzați 4 de cupe. Și insistați să manifestați ceva stabil. Ce? O nouă dragoste, o nouă relație, poate chiar o căsătorie cu cineva. Clarificăm regele de monede. Spânzuratul. Wow.
Știți ce văd eu acum cu spânzuratul? Pentru cei care a trăit o viață mai haotică, repet, cu anumiți prieteni din copilărie, cu anumiți oameni care v-au înțeles niște aspecte emoționale, dar nu v-au oferit stabilitate, veți manifesta stabilitate financiară pe cont propriu și veți dori la un moment dat, nu știu în cât timp, să vă sacrificați, în sensul frumos al cuvântului, să vă așezați alături de cineva pe care să-i protejați, să-i susțineți. Personajul la care visați, e o dragoste care va, până acum v-a creat, ia uite, regina de bâte, v-a creat suferință, dar suferința aceasta, ia uite, și împărăteasa și iasă o demone de... Veți începe ceva nou cu acest personaj. Dar vreau să mai clarific magicianul, clarifică magicianul, te rog frumos, și spânzuratul. Pentru mălădăți, magicianul, clarifică magicianul. Mi s-a părut că s-a răsucit o carte. Da, uite, vezi, am văzut. Judecata. Vrei să renașteți? Ce? Ia, 9 de monede preîmpărăteasă. Judecați. Vă gândiți. Cum să țineți foarte mult să comunicați cu cineva. Măi, dacă nu comunicați, nu se... Aici este. De-aia nu se manifestă. Trebuie să comunicați cu cineva. Să comunicați că țineți la cineva, la această preîmpărăteasă, probabil. Să vă cere scuze sau se vor manifesta niște scuze. Dacă nu voi aveți de cer scuze, poate ei trebuie să țin foarte mult să comunice niște scuze ca să renască acea situație care nu s-a manifestat până acum. Dar, mai vedem, magicianul, pentru că n-au venit cărțile, doar s-a răsucit. Magicianul. Wow, regina de spade invers. Imediat. Imediat. Și spânzuratul. Clarificăm și spânzuratul. Luna. Apare semnul peștilor, al gemenilor și al racului. Și semne, alte semne de aer, de pământ. Uite și soarele. Eu asta simt. Gata, am înțeles cu soarele și 5 de cupe. Nu știu ce să alegeți. Reținerea, regretele versus exprimarea emoțională și echilibru emoțional. Și veți alege ori voi, ori persoana care e la distanță și care poate știți, poate nu știți, veți descoperi. Deși nu apare un as. Nu apare un as. Este o mare bucurie care a stat pe loc. Repet, pentru că acest personaj n-a știut să aleagă, poate nici voi n-ați știut să alegeți, dar voi știți unde sunteți. Acum revenim la cărțile care au apărut. Ce urmează să manifestați? O convorbire cu cineva care până acum nu a comunicat. Apropo de judecata pe care am văzut-o mai devreme, cineva n-a avut discernământ, 2 de monede și regina de spade, de apare judecata, va învăța să judece și să aleagă. Cine nu a comunicat, nu a ales. Cum să comunice că nu a știut ce să aleagă? Da?
cum să abordeze situația cu voi și în general. Simt nevoia să vorbesc despre o altă persoană, poate sunteți voi, voi știți. Dar ce nu s-a comunicat, se va comunica. Și această comunicare va aduce stabilitate. Cu luna și cu spânzuratul, aș spune că s-a ținut în secret un vis. Cineva a visat, a sperat în secret, dar nu a exprimat acest vis din cauza fricilor. Secretul visului era că poate să fie o persoană alături, stabilă alături de voi. Sau voi să fiți alături de ei într-o cum se exprim? Un anume tip de asumare. Apare totuși soarele, de aia zic că poate mi este un pic greu să exprim. Nu știu dacă e vorba de greutatea mea, cât a acestei persoane care, repet, până acum nu a putut să aleagă, n-a știut ce să aleagă. La prima etalare lucrurile au mers altfel. Exprimarea a fost altfel. Aici altfel. Preiau și eu din energia celor care apar aici în etalare, da? Dar, mai vreau încă o carte. Ce? Regina de spade invers. Că s-a simțit părăsită, 5 de monede. Că n-a înțeles niște lucruri, niște mistere. Regina de spade invers. Magician. Gemeni, varianta negativă, varianta pozitivă. Iaute. Acest personaj ar trebui să se vindece. Și mental și emoțional. De un anume tip de dezechilibru, repet. Nu o iau ca pe o formă patologică. E o stare pe care, prin care toți trecem uneori când nu știm exact. Da, iluzie, nemanifestare, păcăleală, autosabotaj. Da? Magicianul înainte de tarot și aici după tarot. De ce apare regina de spade invers? Eventual, personajul care va comunica că vrea stabilitate, că ține la voi, a avut în preajmă oameni foarte negativi, agresiv verbal, de care a trebuit să se vindece, patru de spade înseamnă eremitul, varianta mică, să se ordoneze mental temperanța, să se echilibreze emoțional, poate să meargă la asistență psihologică, whatever, să se roage, să vorbească cu îngerii, ca să poată să comunice, iar avem comunicare, din suflet, ceea ce simte. Acesta este adevărul lor. Hai! Mai vedem și luna și spânzuratul. Mai dăm o carte pe luna și pe spânzurat. Ia uite, împărata. Ce să cum? Ia uite, împărăteasa și asul de monede. Și justiția. Și transformarea. Că această dragoste transformă. Că a trecut prin foarte multe suferințe. Nouă de spade prin probleme financiare, prin transformări profunde, dar vrea să-și echilibreze viața, să înceapă o nouă, un nou proiect. Poate să fie și proiect creativ cu asul de monede și împărăteasa, să faceți artă, să faceți bani din chestii creative, chestiuni care țin de frumos. Dau idei, că poate să nu vă fixați doar pe relații amoroase, dar e posibil ca acest personaj să exprime că vrea o nouă relație cu voi, că vă iubește. Dar până acum nu a exprimat. Nu știu când se va întâmpla, dar lucrurile acestea încep să se așeze în această perioadă. Clarificăm și luna și spânzuratul. Mai dăm o carte pe luna și spânzuratul. De ce apar sub acest rege de monede? Yes. Un personaj copilăros, imatur, dintr-un anumit punct de vedere. Ia uite, nouă de cupe. Aici este. Asta este visul. Este dorința. Nouă de cupe este dorința. Tot ce și-a dorit. Cu alte cuvinte. Dacă voi v-ați dorit un bărbat asumat, doamnelor, ați visat,
Ați sperat, nouă decupe înseamnă speranță, și ați învățat să vă iubiți și să refuzați relații inconsistente, veți manifesta un personaj stabil care vă protejează, care vă oferă stabilitate. Dacă e vorba de bărbați, ceea ce ați visat în secret se va împlini, nouă de cupe. Și veți fi alături. Eu așa văd. Alături de persoana la care v-ați gândit. Ia uite. Transformați dezamăgirile. Vă vindecați steaua de dezamăgire, de suferință. Și veți atrage relații, iar apare justiția care a fost și aici, da? Relații care aduc dragoste și stabilitate. Dar pentru asta trebuie, iar, să luați acea decizie, dacă e vorba de decizia voastră, și dacă e vorba de decizia altuia, veți vedea. În acest personaj va decide, va exprima. Magicianul de două ori. Central. Hai să vedem. Clarificăm. Curățăm. Mesaje de la înger pentru numărul 2. Poate, repet, pentru unii să fie eliberarea voastră de oameni negativi și manifestarea unui anume tip de stabilitate financiară, practică, de care aveți nevoie. Dincolo de emoții, de frici, de stagnări, de bâșbâieli, de... Voi știți prin ce ați trecut. În primul și în primul rând, manifestați stabilitate. Orice ați fi bărbați femei, pe cont propriu, apoi comunicarea cu cineva care vă va fi alături. Vă va fi alături, așa simt. Veți avea nu știu cât timp. Nu zic, nu să ai zilele astea, că e pentru lună plină. Mesaj de la îngeri. Aveți răbdare, vedeți? Nu știu când se va manifesta 17, este numărul stelei. Sunt lucruri care țin de vindecare. Aveți răbdare. Ia uite, trebuie să iertați. Eventual persoanele din trecut care v-au influențat. Mai ales aceștia negativi, cu vibrație. Regina de spade invers, care... Da, au fost negativi. Voi, ei, oricum. Wow, cât am vorbit. Da? Iar aveți, ia uite, practicați compasiunea, 15 este numărul diavolului, situațiilor toxice, aveți credință. E o legătură spirituală care se va manifesta la un moment dat, dar fiți în prezent și visați, apropo, visați la viitor, visați că veți avea personajul acela stabil, care vă protejează, care vă alină. Visați, dar fiți în prezent. Ia, încă un mesaj. Ce zice? Ce frumos. Gânduri dulci. Asta este mesajul. Rugați-vă pentru dragoste, în primul și în primul rând. Și păstrați-vă gândurile, apropo de magician, de gânduri, de regina de spade, de oameni negativi, păstrați-vă gândurile frumoase. Pentru cei care au fost negativi și v-au susținut o anume tip de negativitate sau incapacitate de a decide, de a alege, iertați-i. Deocamdată cam atât. Sper să fie de ajutor. Dacă, da, interesant cum se schimbă și starea mea de la număr la număr. Acestea erau clarificatorii. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a fost de folos. Și ne auzim în etalele următoare, da?
cei care ați ales darmațianul, alb și negru. Nu știu exact ce face. Aveți aici iluzii, nemanifestare în ceva spăcălit, cineva păcălit. Versus manifestare, magicianul. Before tarot, after tarot. Că tot avem luna plină în gemeni. Ce nu s-a putut manifesta și ce se va manifesta. Apropo de alb și negru. Întuneric versus lumină. Haos versus ordine. Numărul 3. Cei care au ales numărul 3. Hai să vedem. Cei care au ales numărul 3. 6 de spade lăsați în urmă apele tulburi. În ce v-ați iluzionat în niște drumuri? Eventual. Ați crezut că părăsiți pe cineva și că va fi bine și nu v-a fost. Interesant. 7 de cupe. Ați visat la o anume dragoste. Eventual. Iluzii. Iluzii, 7 de cupe, confuzii, opțiuni, opțiuni în dragoste, din care a trebuit să învățați să alegeți, să avem semnul gemenilor toată ziua. A trebuit să învățați să alegeți între toate cupele astea care v-au creat iluzii și o dragoste adevărată. Ha, interesant. Numărul 3. O dragoste care echilibrează, persoane care vă echilibrează. Și nu doar atât, să alegeți să vă echilibrați voi în voi înșivă, că îndrăgostiți reprezintă masculin și feminin mai înainte de toate în noi și apoi în ceilalți. Da. Odată, de două ori, ce v-ați iluzionat, ce n-ați manifestat de trei ori. Opsa, v-ați iluzionat în legătură cu mama voastră, opa, mama copiilor voștri, unii dintre voi, un contract. Un contract, justiția, chestiuni legale, iau confuzii, confuzi legale, n-aș știu ce s-a manifestat. Între un personaj foarte egoist și confuzii legale, între oameni stabili și oameni nedrepti. Am tăiat odată, de două, de trei, nu mai tăi încă o dată. Mai amestec, ia uite. 4 de cupe. Trebuie să învățați să alegeți. 4 de cupe. 4 de cupe. Amestec o dată. Mai. Să vă eliberați de cupele goale. O dată. Să învățați să vă iubiți de două ori. Trei ori, ca să puteți să manifestați. V-ați iluzionat în niște cupe care nu v-au împlinit cu nimic. Oh, în ce v-ați iluzionat niște secrete acasă, poate și la locul de muncă, dar cu 6 de cupe și cu 10 de monede este familia voastră. Aici v-ați păcălit. Familia și prietenii. Aici sunt secrete, sunt mistere, sunt lucruri pe care nu le-ați înțeles și probabil că vă trebuie foarte mult să înțelegeți niște lucruri. Wow! Cavalerul de bâte. 5 de bâte. A apărut și la numărul 1 într-o anumită formă. Tot 7 de spade. Minciuni, conflicte, sex, aventuri. Aici, în asta, oameni care v-au mințit, oameni care sau v-au învățat să creați strategii, să fugiți de dragoste, să fugiți de decizii importante. În ce v-ați păcălit? Într-un mediu conflictual. O să fie și prieten, poate să fie și concurență, dar nu prea. O să vedem la clarificări. Dar a fost interesant că apare roata norocului. Ați fost chemat să schimbați energia în ultima vreme, să vă vindecați. Să vă vindecați. Pentru că aveți în preajmă, a venit cineva în viața voastră, 6 de bâte, care v-a arătat adevărata fericire.
Este o întâlnire de destin care s-a manifestat tocmai ca să vă arate drumul către misiunea voastră, către vindecare, către destinul vostru. Interesant cum vine. Mesajul. Cavalerul de bâte. Poate să fie o aventură. Du-te, vino. Mă duc acolo. Știți cum? Da. Hipersexualitate. V-ați păcălit în hipersexualitatea voastră sau a altora? Și această hipersexualitate și aventurism, libertinaj, v-a creat și vouă și altora conflicte și v-ați mințit. Poate că dacă știți că ați avut, nu știu pentru cine vorbesc, dacă știți că ați avut mai multe persoane de care v-ați simțit atras fizic, e bine că a trebuit să-i minți și pe unii și pe alții, s-au creat conflicte și în voi și în viața voastră și a lor. Acum, dacă nu sunteți voi aici, v-ați păcălit în preajma unui personaj care probabil că vă spunea că vă iubește, că se simte atras de voi, dar mai era atras de alte persoane. Aici v-ați păcălit. Cu alte cuvinte, poate ați crezut că e vreun rege, că e vreun împărat și era doar un cavaleraș, un valetuț. Asul de bute, o aventură, asul de spade, dar a venit strâmb care a blocat, despre care nu s-a, multe lucruri despre care nu s-a comunicat. Bine. Clarificăm cavalerul de bute pentru numărul 3. Casa 5, casa 7. Oho, casa 7, casa contractelor, a relațiilor pe termen lung, eventual a căsătorilor. Casa 5, casa aventurilor. Și atunci, dacă sunteți atrași de unii sau ați fost atrași de cineva în casa 5, personajul respectiv, dacă mai avea o altă persoană pe termen lung, a trebuit să minte. Eventual, dacă ei mai aveau pe cineva în viața lor, căsătoriți, necăsătoriți, a trebuit să mintă pe aceea. Interesant, cavalerul de bâte și împăratul. Împăratul s-a purtat ca un cavaler. Cu alte cuvinte, era căsătorit, împăratul 10 de monede, și a creat blocaje. A ținut soarele în loc. Cum aș spune, a ținut soarele în loc. Interesant, cu spânzuratul și soarele. Clarificăm 5 de bâte. A legat soarele, a legat copilul interior, a legat fericirea. Pentru ce? Nu s-a meritat deranjul. Nu s-a meritat deranjul. Sau mai bine zis, a legat adevărul, a legat trezirea. Soarele înseamnă foarte mult. Ia uite. 5 de bute. Justiția, măi, contracte pe termen lung care au în care s-au manifestat conflicte și minciuni și strategii și jocuri mentale. Măi, iar 2 de monede. Acest personaj venea, pleca, poate sunteți chiar voi, poate. Ia uite, diavolul. Relații toxice, măi, căsătorii sau adicții sexuale sau adicții financiare, căsătorii pentru bani și, na, dacă te căsătorești pentru bani, simți nevoia să te bănuiesc, nu? Cavalerule de bute. Te-ai simțit atras de altcineva. Clarificăm și 7 de bute. De spade, 7 de spade. Ce v-ați păcălit? Imediat vă mai explic. Am zis, poate voi ați crezut că e împăratul vostru și era doar un cavaler, iar ați crezut că sunt corecți, dar erau mincinoși. Și ați ajuns totuși la conflictul acela. Ia uite, am văzut și mare preot. Clarificăm 7 de spade. Runner. Fugăciosul, mincinosul, hoțul. De inimi. Poate și de altceva, dar în primul și în primul rând de inimi. Care în cap numai sex roșu, da? Se duce numai către ce-l atrage, unde îi se aprind călcâile. 7 de spade. Clarificăm 7 de spade pentru numărul 3. Foarte târziu, da, asta e. Am promis tare. 7 de spade.
Wow, stai. Și luasem și asta din greșeală, dar n-a fost o greșeală, da? Luasem și pe asta. Dar de fapt așa au fost împărăteasa, regina de cupe și judecata. Aici v-ați păcălit voi. Împărăteselor, cele care ați iubit, ați crezut că e o dragoste care naște și v-ați păcălit. Aici ați crezut că e împăratul vostru. Și dacă ar fi împăratul vostru, încă e nematurizat. Wow. 8 de spade. Am zis că era cât pe ce și a trebuit dacă tot a fost cât pe ce. 8 de spade. V-ați blocat mental. O perioadă. V-ați blocat în minciunile acestui personaj. Am zis, i-ați confundat cu perechea voastră divină? Ia uite, și păr a picat justiția. Nu întâmplător a picat, da? Și a venit invers. Au fost incorecți. Au fost nedrepți. Au vrut să vă lege. Sexual, eventual. Voi ați, eventual, dragile mele, le-ați oferit dragoste necondiționată, trezire, le-ați vorbit în așa fel încât să-i renaște, să-i transformați. Rămâne de văzut dacă se vor transforma. Însă, voi v-ați iluzionat în acest caz, cel puțin pe această perioadă de timp. Ia uite, steaua, trebuie să vă vindecați de această confuzie. Da. Ei trebuie să se transforme, să manifeste adevărul. Trebuie să aleagă adevărul, dragostea, o nouă viață asumată. Cavalerul de monede, nu cavalerul de bâte. Da. Vedeți cum stau lucrurile? Acolo v-ați păcălit. Hai să vedem acușica, ce manifestați. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Ce manifestați? Ce se va realiza începând de un nou capitol cu răbdare? Ce manifestați? Începând de astăzi, de ieri. Interesant, ieșiți din acest program despre care am vorbit mai devreme, blocaj mental, program mental, minciunile cuiva care v-au legat sau încerca să vă lege, poate sexual, dar manifestați o nouă atracție. Veți alege doi de bute. Veți alege ceva nou. Nu știu ce. Numărul 3. Ce veți manifesta o dată? De două ori. De trei ori și pe 10 de cupe, fericire adevărată. E extraordinar. 6 de bâte. N-am văzut mai devreme? Sau la numărul 2, nu mai știu exact. Am văzut 6 de bâte și 10 de cupe. Cred că la voi, nu știu. Dacă nu, ascultați numărul 2. Nu mai știu unde am văzut. Nu mai, dar parcă totuși la voi. O dată. Da, am zis așa, extraordinar. Că am mai văzut exact 6 de cupe și 10 de cupe. Încheiere de capitol. Încheiați capitolul cu această iluzie, cu această păcăleală, cu acești manipulatori, cu acești mincinoși. Mincinoși! Magicianul care nu e magician, e iluzionist. Da? Încheiați capitolul. Ia. Blocați minciunile, sunteți, deveniți defensivi, vă păziți sufletul. Wow! Și veți permite sufletul vostru doar oameni care vă aduc dragoste. Pești, trag, scorpion, eventual, sau cineva cu marcaj puternic în semne sau case de apă. Asta veți manifesta. Poate personajul la distanță și se va lupta să ajungă la sufletul vostru ca să vă arate dragoste adevărată. Wow, se cite cu pe unde erai, mă? L-am amestecat. Da. Ce frumos. Acum să clarificăm. Vă eliberați de oamenii maturi și mergeți către vindecare. Da. Vindecare de cavaleri, de romantici care vă aduc suferință și vă țin pe loc. Okay. Și apoi vă lasă în tăceri. Ei trebuie să-și ceară scuze și e problema lor ce au făcut. Trebuie să-și ceară scuze. Voi mergeți către un nou destin. 10 de monede. Poate că erau căsătoriți, că am văzut cărți, da? Dați în urmă.
Dar voi vă eliberați aceste lucruri, mergeți către muncă, investiții în altceva. Iau-te în suflete care vă înțeleg, nu vă decepționează. Prietenii versus dezamăgiri. Să clarificăm lumea, clarificăm lumea pentru numărul 3. Ce manifestă? Numărul 3. Mă, ce bună la o guriță de apă. E, dai mai încolo și nu mă mai ridic. Ia apă. Lumea, clarificăm lumea pentru numărul 1. Mamă, deci nu se poate. 10 de cupe, alții de cărți care mi-arată 10 de... Asul de bâte, da? Mai. După dezamăgirea pe care ați trăit-o, o nouă pasiune. Dacă a fost dezamăgire cu conotații sexuale, mai vine un nou capitol în care veți manifesta un parteneriat de suflet. Clarificăm 7 de bâte. Wow, ce frumos! Fericire totală, 7 de bâte. Clarificăm 7 de bâte. Protejați-vă sufletul, dragii mei. Și cine vă iubește se va lupta și vă va proteja sufletul. Iată. Regina de bâte. Aveți încredere că sunteți frumoși, frumoase, magici. Ia uite și veți renaște. Regina de... Wow! Regina de bâte! Regina de cupe! Regina de monede! Protejați-vă valoarea asta. Protejați-vă valoarea. Fiți mai selectiv, selective. 4 de cupe. Protejați-vă valoarea, protejați-vă și banii și realizările și creativitatea. Oh, și munciți în continuare. Pentru că 8 și cu 1 vă duce către 9 de monede și va apărea și va apare, apărea, cum vreți voi să ziceți, adevăratul împărat. Regina de cupe și regele de cupe. Cineva cu marcaje semn de apă, Pluto, apă, Pluto, scorpion, rac, pești, va vrea să muncească alături de voi, în relație cu voi, pentru că se simte atras, atrasă de voi. De creativitatea voastră, de magia voastră. Și acum, trecând peste cine, ce se simte, cum se simte, protejați-vă sufletul și... Care ideea? Aveți încredere în voi și stați în preajma celor care vă protejează, repet. Aici știți ce simt eu? Un bărbat care protejează intrarea către regina de bâte. Intrarea însemnând multe. Poate să fie și conotații sexuale și pur și simplu, sufletești. Un bărbat care vă protejează sufletul pentru că vă vede frumoase, meritoase și vrea să manifeste interesant ceva interesant cu voi. Ce să manifeste? O să vedem ce vrea să manifeste. Clarificăm regele de cupe. Extraordinar, cavalerul de cupe. Mai cineva va mărturisi dragostea. Vă va mărturisi dragostea, rămâneți încrezătoare. Încheiați capitolul iluzii pierdute, încheiați capitolul și de la distanță posibil vă apare o stea interesantă. De la distanță vă apare o stea. Doi de cupe! Alt cavaler de bâte, dar onorabil aș spune. Acesta este, are în spate doi de cupe, are în spate conceptul de suflete perechi. Vă vede, merge către regina de monede, către stabilitate, vrea să fiți în preajma lor. Vor să vă ofere dragoste. Ia uite. Colaborări fructuoase. Da, dragoste. Nouă de cupe, ce mai văd aici? Împărăteasa. Ia uite, vor să fiți puternici împreună.
O persoană, omul, persoana care vine, vă vede. Aș spune spectaculoase, puternice, vibrante, inspirante. Dacă sunteți doamne. Acum, dacă sunteți bărbați, probabil că știți voi la cine vă gândiți. Dacă nu, veți descoperi. Deci nu apare un as în cărțile prezente. Cred că știți totuși persoana pe care o veți manifesta. Accente puternice în semne de apă, de foc. Accente însemnând planete, nodul nord, da? Iar ideea unei distanțe peste hotare, dar care poate fi depășită. Clarificăm cavalerul de cupe. Hai să mai am o clarificare. Cavalerul de cupe. Exact ce a fost mai devreme. A fost o tăcere între voi. Dar acest personaj își va face curajul să vină spre voi. Cavalerul de cupe își face curaj să vină să exprime ceea ce simte. Că sunteți tot ce și-au dorit. Nouă de cupe, sunteți visul lor. Un vis frumos. Dar zic că s-a interesat seama cu numărul 2 dintr-un anumit punct de vedere. Le oferi stabilitate, vor să creeze stabilitate pe termen lung. O relație pe termen lung, o prietenie pe termen lung. Se simt atrași de voi. Chiar dacă a fost tăcere, chiar dacă ați trecut prin greutăți, chiar dacă ați fost părăsiți, părăsite, se vrea succesul. Și, interesant, ce apare ca regele de spade peste 7 de spade pe care l-am văzut aici și împăratul. Între timp, și interesant și conflictele, 5 de bâte, sunteți nebuni. Și nebunul. Regele de spade, trecând peste orice, este logica voastră. Veți înțelege, unde v-ați păcălit, exact ce zic mai devreme, că ați crezut că acel personaj este personajul vostru stabil, dar n-a fost așa. A fost doar o atracție fizică, a fost o nebunie. Și dacă n-am văzut multe cărți care să exprime transformare, dacă ei vor să se transforme, problema lor, important este că voi veți înțelege ca regele de spate. Unde v-ați păcălit. Și cine va minți, va rosti adevărul. Mai devreme sau mai târziu, vă va mărturisi adevărul. Da, la voi am văzut. Da, uite, la voi. Deci nu am greșit. N-am v-am trimis la numărul. Ia uitați. Da, valetul de 6 de bute și 10 de cupe, pe care l-am văzut mai devreme. Hai să vedem mesajul de la înger. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Vorbim cu mult. Aoleu, două ore ești nebună. Nu sunt, dar așa au fost etalările ca să compensez tăcerea eventual. Physical touch, interesant. Primește cu dragoste și apreciere. Simple acte de amabilitate. Da, cineva vă dorește foarte mult fizic. Poate că a fost dorință fizică și aici. Dar va fi un alt personaj care vă va proteja, am zis mai devreme, în 7 de monede de bute, vă va proteja pentru că meritați. Totuși, un singur, one message. Nu vrea unul singur, vrea mai multe. Vorbiți limbajul dragostei, cavalerul de cupe va vorbi despre dragoste și like attracts like. Rămâneți într-o vibrație înaltă și veți atrage. Aveți încredere, regina de bâte, aveți încredere în voi, sperați în continuare, încheiați capitolul, sperați 10 de cupe, poate să fie și un anumit tip de speranță că veți fi împreună și veți atrage, cum am zis mai devreme, nu știu în cât timp, dar veți atrage. Cavalerul de cupe, vorbiți, veți descoperi un alt limbaj al dragostei. Like a ambele seamănă, da?
Listen to your heart. Da. Înapoi la ceea ce iubiți. Întoarceți-vă la voi înșivă, la capacitățile voastre creatoare, la speranțele și idealurile voastre înalte și veți atrage oameni. 1. Care vă ascultă, care vă înțeleg, care vă simt. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Mesaje pentru numărul 3. Mesaje. Cheerfulness. Probabil că primăvară. Este primăvară iar. Pământul este ca un copil care știe poeme by heart. Din suflet, ceva de genul ăsta. Și anticipation. Anticipați, asta zic, rămâneți, rămâneți, sperați și rămâneți în creativitate, în atractivitate și va veni ce aveți nevoie. Mă simt ca o săgeată trasă în spate și gata să, eu știu, să fie, ce frumos mesaj, să fie aruncată în ceva mare. Ca o misiune, ca o relație foarte puternică. Into something big. Aveți ceva mai puternic de manifestat. Și până la parteneriat, dragii mei, manifestați dragoste față de voi înșivă, reușite profesionale, familiale, vindecați chestiuni care țin de familie, de multe. Aveți multe lucruri de făcut. Așadar. Enlightenment. Iluminare. Aveți foarte multe lucruri de făcut. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Înțelegere și răbdare. Ciao, ciao.